Ce mai e pe nu așa că este că după pâine și ești al cumpărătură, ăsta mă. Mai fac și de ale mele, mai da. Așa facea și emesc, așa o dată la 30, cu pâine și cafe. Sunt fund multe asemănări. Asemănări, așa, la preocupări, dar la calitate. Eu... Ca o introducere, că la lecții, totdeauna făceam domnul Drăgan. A fost și profesor, după ce a dat doctoratul. Nu a avut curajul altfel. Am fost împins spre sălile acestea de secolul 21. Aici e secolul 21, clădirea aceasta, nu mai e ce a fost mai de mult. Însă am înțeles că domnul Costel Ciocea, care iubește poezia și probabil caută surse al imaginarului pentru afaceri și în poezie. Și m-am repezit și eu toate părțile. După ce m-am hotărât ca să vă să scriu ceva, niște impresii cât de cât onorabile despre un poet adevărat ca Ion Iovian de la Buhuș, pe care îl știți bine, eu m-am uitat împrejur. Dom'le, zic, dar ce fac? E destul de periculos să fii singur între niște oameni puternici. Atunci m-am dus spre universități, l-am găsit pe domnul profesor inginer Bontaș, m-am dus spre Universitatea Vasile Alexandrei și am găsit-o pe doamna Lili Bulai. M-am dus pe licei și l-am găsit pe TV-ul, așa ziceau prietenii lui Traian Valeriu. M-am dus spre alte locuri și până la urmă, această cărticică nu e decât un pretext. Așa a zis Iorga, Gogu Iorga, care face și el o lansare mult mai fastoasă decât vom reuși noi, vineri însă. E zi de sec și de post, de, la protocol să știți că am avut grijă și pentru post, cei care postează. Nu postați, postați. Dar, lăsând gluma la o parte, noi am privit lucrurile foarte serios. Am vorbit cu domnul Costel Ciocea de două ori. Mi-a spus că el este atașat și iubitor de poezie. Este un om cu școală bună. La Bacău școala a funcționat bine. Așa că funcționează. Nu știu dacă peste tot. Dar așa este. E totdeauna foarte și vaslui, credeam foarte grăbit. Eu l-am invidiat. Este unul dintre cei mai bogați scriitori din România. Are casă cu etaj, are cărți, are butoaie de vin și damigenii de țuică. Bine. Și eu iubesc din timpul facultății. Dar înainte de asta, pentru ca să intrăm puțin în atmosfera unei poezii pe care a scris-o de-a lungul timpului Iovian, am să rog pe distinsul domn actor Florin Zâncescu, care e un om care mi-e drag mie, că totdeauna am iubit teatru, să ne arate cum sună o poezie citită bine. Și după aceea ne orientăm după asta. Citiți o poezie din cele care le-ați ales, să vedeți și dumneavoastră că nu cred că toți ați citit poezie în ultimii decenii. Da. Dar nici nu avea spăstime. Că vorba lui Sergiu Adam, Dumnezeu să-l ierte, mi-era drag. Nu mă folosesc, nu ne folosesc la nimic. Gratuitatea artei. Încercare de conversație. Doar tu știi că singurătatea sugrumă florile de la fereastră cu un laț invizibil. Înțepenește ușa, pune hotare din ce în ce mai aproape. Știi că singurătatea se ascunde sub chipul tras de nesomn și mohoreală al omului de peste drum. Acest dialog niciodată împlinit cu cineva care nu răspunde
nu-mi treabă. Și singurătatea își confecționează amintiri din hârtie creponată, din copire la indigo ale ploii și urâtului. Demontează a câta oară mașinăria de produs vise, pipăie cu degete reci claviatura unui pian inexistent. La capătul firului, același. Ați greșit numărul. O să mai vedeți și altele. Mi-am adus aminte că noi ne aflăm într-o competiție extraeuropeană, intercontinentală. Păi are două cărți, Iorga, cu care ne face praf. A descoperit o poetă persană contemporană, modernă, contemporană. Câți ani? Am citit câteva poeme. Am murit în 67. M-a impresionat. Niciun cuvânt nu se apropie de sfera vulgarității sau a anatomiei care a invadat poezia contemporană în unele reviste de ale noastre. De o frumusețe și de o eleganță nemaipomenită. Desigur, mă rog, cu spiritul ei care e, totodată mi-am adus aminte că cu ani în urmă, pe când priveam mai atent împrejur, mă uitam și la scriitorii care trăiesc, deși mi-era cam frică, fiindcă te pot ataca. Cei morți, Creangă, Eminescu, Sadoveanu, s-au dus, ce mai pot spune? Uite, acum, de pildă, ce poate spune Eminescu dacă ar citi cartea lui Boia, care îl consideră pe Eminescu poetul absolut? Sau, mă rog, românul absolut, nu poetul absolut. Dar e impresionant, însă mi-am adus aminte că doamna Lili Bulai are o carte despre Marguerite Yourcenar și Marga Rossetti, Maruca Rossetti, o carte extraordinară, pe nedrept necunoscut, puțin cunoscută, și care arată băcăoanilor ce se întâmpla la Tescan și la Târgu Ocna, unde trăiește, îl invidiez mereu pe domnul Gheorghe Drăgan acum, dar salvarea noastră rămâne până la urmă tot Eminescu. Eu vreau însă să a început tumultuos Conughiță Adineaur, îl rog acum să ne spună ceva care să ne introducă în poezie, în poetică și după aceea vor urma alții. Vorbile mele sunt ceva mai simple decât spuneți. Nu o să mai supere face. Stimate doamne și stimați domn, am observat că după ce trece de-a doua tinerețe, cititorul de credință creștină rămâne doar la cărțile fundamentale. La Biblie, în primul rând. Dar nu rămâne. Asta este interesant. Nu rămâne la cărțile fundamentale. Nu rămâne doar la Biblie, ca un bun creștin, ci vorba lui Tocurceanu, se cam ocupă cu literatura. Presupun că în felul ăsta ține să-și conserve tinerețea spirituală. Deci el citește cu creierul în mână, își confruntă impresiile de lectură cu interpretările consacrate, marea critică, spune dulce, ironic, Grig Codrescu pe coperta unei cărți. Și prin comentariile despre clasici, despre scriitorii contemporani, întreține o atmosferă necesară promovării creației literare în genere. Cât privește Biblia, în paranteză e spus, dacă ea rămâne cel mai adesea o lectură secretă, rare ori devine subiect de eseu, ca în cazul lui Andrei Fleșu, care să zicem că are o aplicație mai specială. Dar noi vorbim azi despre Grig Codrescu, îmi cer scuze pentru această introducere. Și despre opusculul, opusculul nu în sens peorativ, o carte mai mică. Dumnezeu spune micromonografie literară, micromonografie literară. Lucidul anxios și retractiv, Ion Tudor Iovian.
anterior am mai dedicat o cercetare critică în volume, cercetări critice în volume separate, lui Nicolae Manolescu, cu așa istorie critică a literaturii, și lui Calistrat Costin. În aceste preocupări, eu văd mai întâi un lăudabil act de solidaritate intelectuală. În al doilea rând, cred că nu-i puțin lucru să te privezi de obișnuința lecturii din plăcere sau din pasiune, pentru a parcurge diferite opuri literare în armat cu sculele necesare de scrierii demersului creator, izolării notelor dominante și recompunerii lor în formule critice definitorii. Grigore Codrescu o face ca un meseriaș devotat și generos, gata să se bucure de calitatea texturii materialului, între ghilimele, ca să zic așa, de parfumul și strălucirea unor pagini reușite. În fapt, el nu se limitează la simpla comentare sau explicare a textului literar. Obiectul cercetării sale îl constituie, folosesc vechea sintagmă, omul și opera. Și aici profesorul de limba română nu se desminte, dar nu numai el face acest lucru. Iar scopul nedeclarat al cercetării sale este identificarea elementelor de fond ce conferă substanță paginii scrise și personalitate autorului ei. Menționez că lucrarea sa, o micromonografie dedicată lui Ion Tudor Iovian, beneficiază de necesarul aparat critic și de o iconografie triată cu atenție, frumoasă, sugestivă, menită să ne convingă de faptul că poetul, oricât de aerian ar părea, nu este un extraterestru. Cercetarea monografică, în discuție, are ca prim impuls judecăți de valoare deja exprimate în istorii literare sau în publicații periodice, fire de om așezat și respectuos cu opiniile altora, autorul le rezumă atent, le cerne și descerne până la urmă, ca un morar excitat de mirosul și culoarea făinii. Etichetele deja aplicate pe haina poetului, Ioan Tudor Iovian, bacovian, baudelairian, expresionist, postmodern, au un coeficient de relativism în textul lui Grigore Codrescu. Scalpelul lucidității propriu poeziei lui Baudelaire nu este un monopol al acestuia, după cum anxietățile lui Iovian diferă substanțial de acelea lui Bacovia, nu doar ca motivație interioară, dar și ca expresie. Și aici trebuie subliniat un lucru. Lucidul anxios și retractil din titlul cărții face apel la biografie. Are un înțeles mai curând psihologic decât estetic. Natura intimă a poetului și împrejurările vieții sunt stratul fertil în care se înrădăcinează lecturile, stimulii culturali susțin în momentele cele mai faste mișcările sufletești de ființare într-o celălalt, iar când ajung la intensitate maximă, ele se structurează la modul imaginii poetice ca reacții proprii insului creator. Citatele alese din poemele lui Ion Tudor Iovian sunt tot atâtea argumente pentru originalitatea resurselor sale lirice. Spre deosebire de alți comentatori, Ion Rotaru, de exemplu, istoricul literar, Grigore Codrescu recepțează corect spiritul de revoltă din poezia lui Ion Tudor Iovian, viziunile sumbre, o anume cruzime a limbajului. Monografistul insistă pe particularitățile de limbaj poetic, cum spun, chiar face o clasificare a cuvintelor și construcțiilor, așa zis, șocante, care, constată domnia sa, și citez, au rolul lor în potențarea expresivității poemelor lui Ion Tudor Iovian. La categoria, în clasamentul ăsta, în clasificarea, la categoria trivialități, criticul înregistrează, între altele, cuvintele ovare, spermă. Se știe că latinescul trivialis înseamnă orice dicționar oral,
înseamnă la origine obișnuit, banal, primar, fiind derivat al cuvântului trivium, care însemnau trei drumuri, răspunde de trei drumuri, dar care vine probabil de la tres vias, am pus acuzativul, dar care probabil că, care în evul mediu capătă și accepția de trivium, cele trei discipline învățate la cursul primar, ca să zicem așa, trivium, și care erau retorica, gramatica, retorica și dialectica. Trebuie să spunem că la răspântii, în evul acela latin de acum 2000 de ani, nu se auzeau doar vulgarități, cum au crezut unii cărturari, ci adesea trona statuia zeiței Diana, numită de poetul Lucrețius Trivia Virgo, fecioara de la răspântie. Se pare că românii nu au preluat din franceză decât nuanța pejorativă, de vulgar, obscen. Copiii din vremea noastră, pe lângă scrierea corectă și comunicarea după regulile logice, mai învață și noțiuni de biologie, privind sexele, fecundația, ovarele, sperma. Sunt cunoștințe elementare, adică triviale, în sensul original. La fel de necesare precum gramatica, retorica și dialectica, sau ca și celelalte patru arte liberale studiate în cursul secundar, care erau aritmetica, muzica, geometria și astronomia. De aceea sunt sigur că intelectualii de mâine vor citi poemele lui Ion Tudor Iovian cu totul altfel decât generația noastră. Vor suferi modificări de percepție și conceptele critice de genul estetica urâtului, estetica violenței, a agresivității. Mutațiile semantice din interiorul culturii și modificările de sensibilitate la nivel social și individual au fost intuite de cei vechi și exprimate de filologul latin Terentianus sau Terentianus Maurus în sentența Habent sua fata libelli. Altfel zis, în mâna generațiilor succesive de cititori, cărțile au soarta lor, adică ajung la judecata istoriei și nu la mâna unor personaje sau persoane în robă, ca acelea care i-au amendat pe Flaubert, pe Baudelaire, pe Mircea Eliade. Desigur, și cărțile lui Ion Tudor Iovian vor avea destinul lor, la fel cum și interpretări ca acestea lui Grigore Codrescu, care probabil vor avea și ele, vor suporta niște corecții cerute de evoluția mentalului cultural. Cred însă că demonstrația sa critică rămâne la fel de convingătoare și agreabilă, între ghilimete, pe termen mediu și lung, cum ar zice politician de-al nostru cu doctorat. Îi mulțumesc monografistului pentru că m-a reconectat la opera unui scriitor atât de interesant, ca Ion Tudor Iovian, ca și pentru faptul de a-mi fi prelejuit aceste câteva observații pe care ați avut bunăvoința să le ascultați. Și, în final, dacă o să-mi permiteți, ca un post-scriptum, o notă de istorie literară. Pentru că l-am cunoscut pe Ion Tudor Iovian încă pe când semna Ioan Ivan. Vă rog să acceptați această adendă. Poetul mărturisește într-un interviu că, participând la un concurs pentru debut în poezie prin anii 74-80 la editura Junina din Iași, a fost nevoit să se lovească de, citez acum, rinocerii noii culturi, de bunul plac devenit lege, de grobianism și imbecilitate. Am încheiat citat. Eu, fiind pe atunci un fel de secretar al acelor juri, confirm justețea aprecierilor sale. Dacă m-a prenumerat și pe mine printre rinoceri, trebuie să recunosc un lucru de notorietate. Eu eram cel mai mic. Și de atunci, vă rog să mă credeți, n-am crescut niciun pic. Acele concursuri erau o formă de cenzură comunistă cu aparență democratice. O știu foarte bine, am știut-o foarte bine.
Esența fenomenului, ca atare, fusese sintetizată cu mult înainte de scriitorul sovieto-rus Isaac Babel, care spune la un moment așa: la noi se votează ce se propune și se propune ce se hotărăște. Românașii noștri, cam pe atunci, uzau de lucruri mai simple, de o vorbă mai simpluță. Spuneau, salariatul propune, iar șeful dispune. În cazul ăsta, juriul propune, iar șeful dispune. Așa se face că un dosar de poezii, notat cu cel mai mare punctaj de două ori la rând, în 1976 și 1977, eu făceam procesele verbale. Nu a apărut niciodată. În final, hotăra cenzorul șef al editurii, ajutat de superiorul său din Consiliul Culturii, tot cenzor. Ei puneau totdeauna o întrebare și mă întrebau și pe mine, mi-am amintesc perfect, la fiecare autor întrebau, cine este ăsta? Dom'le, dar eu nu i-am făcut dosarul. Nu știu. Niciun membru din juriu nu a știut cine este Vasile Balașca. El propunea un pseudonim la urmă. Autorul culegerii de versuri, metexis sau participarea lucrurilor la ideile lor. Și dacă doriți să vedeți cum arătau aceste... Iată, 76, juriu cu semnăturile, Constantin Ciobrad, Alexandru Andriescu, Daniel Dimitriu, Ion Constantinescu, Ioanid Romanescu. Puneau pe primul, la numărul 1, Vasile Balașca, metexii sau participarea lucrurilor la ideile lor. Uitați. În 1977 le-am găsit întâmplător în dosarele mele rătăcite. În 1977, la ședința unui juriu în care nu mai erau toți sau nu au semnat toți, dar sunt semnăturile aici, patru semnături aceleași, primul loc Vasile Balașca, metexii sau participarea lucrurilor la ideile lor. Și pe locul 2, Gabriela Scurtu, și pe locul 3, încă cineva, un poet din Iași. Asta a fost realitatea. Mă bucur că de data asta mi-am răscumpărat cumva o apăsare pe undeva acolo și l-am regăsit pe Ioan Tudor Iovian ca un scriitor împlinit, ca un poet interesant și care merită asemenea cercetări monografice. Vă mulțumesc pentru... Ați ascultat. E rămas un crocodil mic, înțelegeți? Din oțea. Stiperea să intri într-o intersecție care se cheamă critica criticii. Asta a făcut domnul Gheorghe Dragan și ați fiu mai prudent al dumneavoastră. N-am subliniat încă, mi-am rezervat așa, că nu voiam să vorbesc mult, ce rol extraordinar a avut filiala scriitorilor din Bacău, prin domnul Brăneanu, prin domnul Ion Prăjițeanu, revista Plumb și, de asemenea, ziarul Deșteptarea, care astăzi, datorită lui domnul Bălțătescu, are câteva texte care se referă la viața literară a urbei. Și noi ne bucurăm foarte mult, profesorii de literatură, altceva nu știm să facem. Sau, mă rog, știm, dar nu arătăm. Și le mulțumesc, iar în ceea ce privește cursul acestei activități, luăm mai departe pe domnul Florin Zâncescu să ne mai arate cum a mai scris, vă rog să stați într-o poziție mai potrivită. Goliciune. În jurul meu colcăiala unor făpturi de iad care își bâțâie mâinile, fac măscări, dau cu tif la răsăritului de soare, ard cărți, urinează pe tratatele de pace. Lângă mine un zeu, palid
și destrămat cu fața în palme privind în gol. Vă spun, este un zeu. Deși nu știu ce fel de zeu este. Și chipuri, și voci, și lucruri din trecut îmi pun plumb în picioare, ceață pe ochi, îmi închid ușile, îmi rătăcesc mintea și drumurile. Aridat, aridat, ținut al memoriei sterpe, iscodind în scurta zi care trece sau vine, știu că aici nu puiește nimic, numai piatră și vântul care o macină și surpără de vise și zeul mânios omorându-și sămânța. Goliciune, goliciune, căci a ta este carnea care se desprinde de pe os, căci a ta este gura împânzită de micelii, căci ai tăi suntem. Nu departe vin, nu există capăt de unde să fi început călătoria și pe unde trec, parcă am mai trecut, fiindcă acestea sunt urmele mele pe care ploaia nu le șterge. Oamenii nu le văd, numai păsările își ghidează zborul după lumina lor încă vie spre moarte. Și sunt omul lucru care sfârșește istovit între lucruri, lucruri dintr-un trecut care n-a fost, nu va fi. Am, nu, mai este un minut ca să ne privesc minte, să nu mai atași autorii așa din dur, ei sau noi. Nu, am glumit, poate puteți să plecați să... Dar urmă am voiat să spun totodată că am rămas omul aproape a unei singure edituri. Cornel Galben este cel care a furisit, m-a încurajat mereu și m-a împins, lăudându-mă, justificat sau nu, și am ajuns, am constatat că acum, după ce am mai multe cărți iscălite, asta este a 8-a sau a 9-a, dar valoarea lor depinde, sigur, de ceea ce zicea domnul Gheorghe Drăgan. Ce va fi, ce se va spune, cum se va reprezenta, că așa zice și domnul profesor universitar Boia, că este vorba aici de o imagine a lui Eminescu, nu chiar de Eminescu, că într-o seară, recent, era să mă cert cu un prieten vechi de la chestia asta, că într-adevăr a răscolit prin cartea aceasta, Eminescu, Românul Absolut, o chestiune națională deosebit de sensibilă. Dar acum vreau să vă mai anunț, dacă n-ați fost foarte concentrați pe chestiune, că noi ne-am propus filiala scriitorilor, editura, revista Plumb, să umanizăm lumea afacerilor. De aceea am intrat aici, v-ați dat seama, să-i umanizăm. Să-i umanizăm în așa fel încât să fie mai generoși, mai potrivit. Și pentru aceasta am apelat la prietenii mei din învățământul gimnazial și liceal, Gelu Velizar, care știe bine lucrurile acestea, la colegii de la licee care au fost sau nu i-am găsit eu cu telefonul meu, și totodată această umanizare e, mi-am zis, e mai cuprinzătoare dacă îi rog și pe cei din mass media, din televiziuni, din presă, să comunice că la centru de afaceri, la SIF, Moldova, Bacău, se citește poezie, se apreciază cărțile. Domnul Costel Ciocea ne-a oferit o surpriză extraordinară, pentru că îl știam de mult. De mult, din când eram tineri și frumoși, dar ne-a dovedit că chiar așa este, mai aproape de artiști, de creatori, de oameni care iubesc cartea, pictura și toate celelalte. Acum însă am emoții și mai mari, pentru că domnul Gheorghe Iorga este unul dintre cei care l-a citit pe Iovian de mult, de la primele volume,
și a exhumat opiniile în presă, în fel și chip, și are o metodă afurisită de perspectivă stilistică, analitică și de alt fel. El vine din poezia persană, din altele. Mi-a spus că acum e cam periculos cu ce se întâmplă pe planetă. Dar el nu, el o ține pe a lui, însă poezia este poezie. Știți, se numească foarte bine. Vă mulțumesc și îl rog să ne spună impresiile lui despre poetul Iovian. Domnul Drăgan mai vrea să spună două lucruri. Domnul Drăgan, dacă vrei să mai spui ceva... Am zis. Îi dăm drumul să plece, că pleacă exact la Iași. Nu? Te rog să duci salutul nostru, dar să nu-l duci la primărie, că nu-i mai place. La mai este primărie. La ieșire. Mulțumim frumos, domnul Drăgan. Am fost studentul lui Mihai Drăgan. Gheorghe Drăgan este cunoscut din Bărcăuan. Și da. Îi mulțumim foarte mult pentru... Bună seara! Bună seara! Bună seara! Stai jumătate de oră. Nu. Mă așteptam. Să-l mai conturez pe dumnealui, că îmi plac portretele făcute la repezeală. Inspector școlar, profesor de elită, profesor asociat la Universitatea Aliecuza, știți, persanolog cunoscut, tradus și direct din persană. Un asemenea om e foarte greu de prevăzut ce va face în continuare și totodată mie mi-a fost frică. De aceea am rămas alături de el și îl prețuiesc de multă vreme, de când eram tineri și frumos. Când erai director, nu? Ei, da. În anii de după Revoluție s-a pulverizat la noi instituția canonului literar. Iar critica de întâmpinare, fie că a dispărut ca instanță, fie și-a pierdut din forță și din coerență, ajungând să-și obscurizeze obiectul, adică să-și ignore chiar funcția de diagnosticare. În aceste condiții, din ce în ce mai greu să te descurci prin înfățișul literar românesc și aproape imposibil să mai vorbim de o ierarhie a valorilor, de o așezare a lor în istorie literare, evident și acestea extrem de puține, când e vorba de fenomenul literar contemporan. Mai mult, ați observat unii dintre dumneavoastră că s-a trecut într-o altă extremă. Se scriu astăzi cărți, unele la origine chiar lucrări de doctorat, foarte bune, cu o circulație însă limitată. Așa au apărut cărți despre autori în viață, Eugen Grici, Nicolae Manolescu, Mircea Cărtărescu, etc. Se petrece, adică, un fenomen extrem de interesant. Criticii, scriitorii, citesc aceste cărți ca și cum s-ar clasiciza încă din timpul vieții. Și sunt curios ce sentimente are Ion Tudor Iovian în seara asta, când s-a văzut
librizat, cum să spun, a devenit un personaj livresc din această seară. Riscurile unei asemenea întreprinderi pe care o face prietenul nostru Grigore Codrescu. Un prim risc ar fi că te obligă să rescrii cartea în vederea reevaluării operii, după ce autorul a încetat definitiv să mai scrie, indiferent din ce motive. Te obligă să-ți iei apoi măsuri de precauție, în sensul că ești nevoit să dai un diagnostic de etapă, valabil și când opera e încheiată. Diagnostic ce poate fi greșit, iar mai târziu, dacă nu-l abandonezi la autor, ești nevoit să-ți refaci revaluările necesare. În al treilea rând, sfidarea dictonului despre care a vorbit și domnul Drăgan, Habent Suafata Liberi, pentru că trebuie să ai o bună intuiție critică pentru a plasa corect pe autor, care este în viață, într-o virtuală istorie a valorilor literare, în contextul potrivit, iar erorile evident că te pot pândi la orice nivel. Însă există și un avantaj, nu știu cum, dacă Grigore Codrescu l-a valorificat, în sensul că poți discuta cu autorul, îți poți verifica mai bine intuițiile, poți prinde ceva din dinamismul vieții poetului, când o parte a vieții sale trece într-o carte, îi poți murge autorului, adică unele secrete ale vieții, sau unele secrete ale elaborării operii. Nu știu dacă Codrescu a scos ceva de la Ion Tudor Iovian. Nu au vrut să-mi spun nimic. Știuți fiind, de fapt, el s-a comportat conform titlului acestei cărți. Așa stăm lucrurile, iată-l absolut surprinzător pentru noi, dar cred că și pentru Ion Tudor Iovian, un om de o modestie și de o retractivitate cunoscute, scrind o carte despre un poet aflat în plină creație, care mai are multe de spus în literatură, mai cu seamă în poezie. Dar Grigore Codrescu și-a asumat aceste riscuri pe care le escamotează prin următoarele mize. Readucerea în atenția cititorilor de poezie, din ce în ce mai puțin, atelajul cărții, aș îndrăzni să spun, a unui mare poet român contemporan, pe nedrept ignorat sau marginalizat de grupurile, cercurile literare de la centru, acolo unde se face canonul, pentru că la noi, în prelungirea unui balcanism sui generis, valorile se promovează în găști literare și au în vedere gloria imediată, interese de grup sau chiar promovarea în ierarhii politice sau administrative. Dar e și un avantaj în această constatare, pentru că astfel de situație îl ferește pe Ion Tudor Iovian de încadrări superficiale sau de încadrări pur și simplu, dacă vreți. O tentativă de fixare în vreo mișcare sau curent poetic pe axa modern, postmodern, printr-o eșantionare pe care Grigore Codrescu o face strălucit, riguros și cu o conștiință estetică exersată în timp. Asta ca să-și aduc aminte că a fost profesor la viața lui. Chiar dacă nu insistă pe această relație, care mie mi se pare crucială și cred că este miza principală a cărții, oarecum paradoxal pentru cei care au citit cartea, Grigore Codrescu e primul care asociază poetul cu eseistul, două universuri care la Ion Tudor Iovian sunt complementare, în sensul că se generează reciproc, mai ales stilistic. Nu întâmplător, credem, Ion Tudor Iovian scrie eseul chiar la imaginarului arghezian, eseul despre pamfletul arghezian. Pentru că am impresia că pamfletul completează universul poetic, având în comun ideea că însăși creațiunea în întregime e coruptă. Rog să rețineți această idee. Chiar Ion Tudor Iovian spune undeva în sinteze lucrul acesta.
și completează stigmatul și blazonul ei. Ideea de mai sus, și așa s-au grăbit foarte mulți critici să-l încadreze pe Ion Tudor Elbean, este și o boală a noastră, în general, a criticii literare românești, chiar a istoriei literare, de a-l încadra, de a-l pune într-o căsuță pe respectivul scriitor. Deci spuneam, ideea aceasta, după care însăși, creațiunea însăși în întregime e coruptă, poate fi arhetipul creației lui Ion Tudor Elbean, una dintre cheile de lectură a poeziei sale. Mi-ar fi plăcut, dar sper să rezolve problema aceasta la o nouă ediție. Mi-ar fi plăcut, spuneam, ca Grigore Codrescu să dezvolte această relație dintre poezie și pamflet, ce a scăpat criticii de până acum, pentru că pur și simplu ar trebui să ne întrebăm de ce Ion Tudor Elbean a scris o astfel de carte. Adică de la poezia sa atât de cunoscută la un pamflet, la o carte despre pamfletul artezian, ar trebui să ne dea de gândit, cred. Eseul completează universul poetic cu o lume trăită prin lectură, nu printr-o experiență de viață. Astfel, existența și livrescul și-ar fi dat în cartea lui Codrescu o întâlnire importantă. Tentativa, o altă miză, tentativa de a pătrunde în arhetipurile poetice ale lui Ion Tudor Elbean, printr-o eșantionare judicioasă de versuri, în care Grigore Codrescu pare a desluși la un moment dat versurile fundamentale, cheile înțelegerii, mai ales când e vorba de poetica euului și semioza textului poetic, extrem de important în poezia lui Ion Tudor Elbean. Are un nas critic excepțional, Grigore Codrescu, în alegerea versurilor fundamentale. Aproape că sunt aceleași pe care le-am sesizat și eu la atâtea lecturi. Evident, există și o tentație a cărții de a-l fixa, dar mai mult în întreagă, pentru că Ion Tudor Elbean este un poet greu de așezat într-o anumită structură literară consacrată. Și atunci, faptul că face un istoric al acestor opțiuni este binevenit pentru carte. Cartea este structurată în patru părți, în afară de argument de bibliografie și de opiniile critice. În prima, care se numește Baudelairean în creație sau în biografie, Grigore Codrescu încearcă să facă din biografia lui Ion Tudor Elbean, dacă nu o temă poetică, atunci o funcție acestea, sau un dat al operei. Nu duce demersul până la capăt, dar atinge problematica. Pentru că, să o spunem deschis, Ion Tudor Elbean nu e nici bacovian, nici baudelairean, și aș îndrăzni să spunem nici în biografie, nici în poezie. Sunt de acord aici cu autorul. Cei doi poeți sunt repere culturale existențiale și nu mai mult. O familie de spirite, să spunem. Poeți blestemați. Se fac astfel de atingere în literatură și atunci avem tentația să îi asociem în mod arbitrar. De altfel, la pagina 31, Grigore Codrescu îi departajează pe cei trei poeți prin câteva sintagme definitorii. Al doilea capitol, ipostazele euului liric, de la Pădurea de Pind la Apocalipsa textului. Cunosc bine opera lui Ion Tudor Elbean. Am scris o cronică La presiunea luminii, care a apărut în Ateneu în 1988, și o prefață la volumul din 1995, apărut la editura Rum, După amiază cu scaun gol, pe care am numit-o Anatomia Infernului și Autonomia Imaginarului Poetic.
Am rămas în general fidel opiniilor mele de atunci, ce s-au confirmat din punctul meu de vedere prin apariția următoarelor cărți. De aceea tind să nu fiu de acord cu majoritatea criticilor care l-au așezat pe Ion Tudor Iovian în diverse vecinătăți. Pentru că toate aceste opinii, mici, foarte mici excepții, eludează spiritul sau specificul acestei poezii, poate chiar unicitatea ei, și anume procesul semiozei poetice. Cel mai interesant, și aici îndrăznesc să spun că este un mare poet al lumii, nu numai la nivelul românesc, foarte interesant la Ion Tudor Iovian este generarea textului poetic, în sensul pe care el îl dă într-o poezie apocalipsei textului. Și astăzi, după atâția ani, mi se pare, în acest sens, arhetipal versul: dacă ai imaginat o frunză, ea deja tremură în lumina foarte rece a minții. De aici cred că trebuie pornit, în orice analiză, sunt puțin radical, dar sunt convins că de aici trebuie pornit în analiza poeziei lui Ion Tudor Iovian spre a-i vedea specificul. În această carte neașteptată, Grigore Codrescu face o scurtă radiografie, cum deja ați remarcat, a vieții și operei lui Ion Tudor Iovian, dar nu face o diagnosticare propriu-zisă a poeziei, e precaut în acest sens, cum îl știm, ci o analiză în diacronie, dar făcută din interiorul creației, cu un ochi atent la istoria de afară a poeziei, ca să spunem așa. Nu face pariuri cu parcursul poeziei lui Ion Tudor Iovian. Are în acest sens o bogată experiență, știe că pariul cu literatura e viciat mereu de evoluții estetice neașteptate. Discursul critic al acestei cărți este bine articulat și e oarecum epic. Cititorul poate urmări evoluția poetică a lui Ion Tudor Iovian, de altfel cu totul excepțională. Face o bună evaluare critică și mai ales, cum am mai spus, este, aș spune, specialist în aflarea versurilor cheie ale poeziei lui Ion Tudor Iovian. Pentru că, în ciuda aparențelor, acestei curgeri lungi a poeziei, poezia lui Iovian se desfășoară pe spații mari, este o poezie gândită, este o poezie, să spunem, construită, dacă putem spune așa. Ceea ce e de remarcat e aplecarea asupra zonei stilistice a poeziei lui Ion Tudor Iovian. Cum rar se întâmplă în cercetarea românească, Grigore Codrescu are instrumentarul care analizează stilismul, pentru poezia, dacă nu o prins la nivelul cuvintelor, poți să spui orice despre ea, de altfel cum a și procedat critica românească. Pentru că în partea a patra este o, la câteva volume ale lui Ion Tudor Iovian, există și o bibliografie critică, de fapt opinii critice exprimate cu diferite prilejuri, pe care le interpretează pe scurt Grigore Codrescu la sfârșitul cărții. Recitind și opiniile critice și interpretarea lui Grigore Codrescu, văd încă o dată că toate aceste opinii critice sunt până la urmă o măsură a neputinței criticii noastre literare de a citi corect, corect între ghilimele, pe Ion Tudor Iovian. Această carte este o carte extrem de necesară, pentru că este o carte de etapă și așa cum vorbeam cu prietenul meu Gheorghe Neagu pe hol, este într-adevăr cea mai bună carte a lui Grigore Codrescu,
o carte în care a trebuit să fie aplicat. Nu s-a mai putut fofila, să spunem așa, în alte zone literare, așa cum ne-au obișnuit cu alte cărți. Și desigur că și poezia lui Ion Tudor Iovian l-a făcut să fie atât de serios și de grav în această abordare. Mulțumesc și sper că va veni și o altă ediție după ce va mai da de furcă Ion Tudor Iovian. Felicitări și poetului și criticului său. Mulțumesc! Gravă acuzație, v-am profilat. Ăsta e rostul criticii literare, să fie, să poată prevedea puțin, dar acum cred că e încă un moment, vă rog să acceptați, să mai permitem reprezentării dramatice a poeziei lui Iovian, că are și această calitate. În ajun de Crăciun vom dezgropa securea. E ora 1. Omul negru n-a venit. E ora 2. Omul negru n-a venit. E ora 3. Mamițo, de ce nu mai vine? Eu vreau să vie. În locul lui, bradule, bradule, meniți și bucuriei și morții, de ieri dimineață vin feciori prin ceață, cu părul lăsat, cu roa pe față, cu ceață pe brață, cu bar de la brâu, cu colaci de grâu, cu securi pe mână, merinde pe o lună. Și te vor tăia, Hristoase, bradule, fără milă, și ninge cu fulgi mari în seara de ajun, peste textul scris de o mână grăbită și rea, direct în inimă cu un cui și în fiecare fulg cineva a ștanțat chipul morții ca nimeni să nu-l descifreze. Și textul se năruie, cuvintele se zvârcesc, sar din pagină, sângerează, umblă căhui prin lume. Hai la groapa cu furnici, ba-i aici, ba nu-i aici, zice mamița, căutând ciocolata în carul cu fân. Și frigul își întinde zava peste suflete, prin portăi, pe sub cer, la da, puișor. Vom pregăti bradul de Crăciun, îi vom schimba drumul, în curând de cu seară vom ascuți securea, și căngile de oțel le vom scoate din sipete, și călușul de înăbușit țipătul, și odgoanele pentru sufletul albit de spaimă. Ora morților! Ora! Deschideți porțile! Ale cui? Ale lui Iovian împăratul! Ce dai vamă? Un cățel și un purcel, și pe tine, teloreur, mon cher, ocrit lecteur. Da, da, omule negru, și dacă tot ai venit, omule negru, ia să te scarmene puțin, tel mamița și mam mare, să nu le uiți câte zile avea. Stai tu să te învăț eu pe tine, cengă neturcească, spurcăciune de pădăran, păcătosule, janchinosule și râiosule, să-ți piară numele, să-ți curgă pișatul, să-ți crape pielea, să-ți sece vinele, să-ți coacă creierii în cap, să-ți se usuce gogoașele ochilor, să-ți crească păr de țap,
pe proțap și pe țâță, păr de mâță. Da, da, omule negru, cât vei fi legat fedeleș și bătut peste buce cu evantaiul de mamare și mamița și tantimița în piața Matache, noi vom pregăti bradul de Crăciun, banglici, pașaport și azimă. Îl vom pregăti pentru o călătorie tare grea, peste ape negre, prin hățișul de spini, prin cețuri de sânge, peste prăpăstii, cimitire de mașini, orașe părăsite, câmpuri de var, ori poate pentru râsul cristalin al copilului care l-a hrănit în vis cu un cântec fără sfârșit, un ziorel de ziua, poate nu vom auzi cu tremurul bradului. Eu dacă știam, nu mai răsăream. Eu de-aș fi știut, n-aș mai fi crescut. Du-te, te plimbă și să ne vedem când ne-o-i vedea ceafa, omule negru. Ascultă! Eu dacă știam, nu mai răsăream. Eu de-aș fi știut, n-aș mai fi crescut. Bradule nenorocule fericitule, luminile ucigașii noastre bucurii se vor amesteca în verdele tău răcoros curs în pământ, cu zarva câinilor căpcâni care te vor rupe de pe laturi. Îți vom pune ghirlande multicolore, brățări de gheață, lanțuri viclene și clopoței îți vom pune în cetină să-ți acopere geamătul, om da cu securea. Îți vom pune sare pe râni, te vom ștampila cu tuș stacojiu și îți vom prețălui viața luată în bani, râsete, țuică fiartă, muzici, sudalme. Eu dacă știam, nu mai răsăream. Eu de-aș fi știut, n-aș mai fi crescut. Bradule, bradule, auzi și pregătește-te! Astăzi s-a născut Hristos, florile d-albe, dar tu vei simți ascuțișul securii și frigul și cutremurul și nu vei mai lăsa pe pământ umbră. Ne vom bucura de nașterea lui Iisus, bradule norocos, bradule răvășit de spaimă, și nu știm însă că-l vom crucifica în toate zilele noastre și ne vom preface că nu simțim cum ne gâtuie urâtul și ne apasă vina. Acum ne înțeapă inima cu ace pufoase, o ființă căreia oglinzile nu-i arată fața și ea ne scrie în catastif povestea sălcie peste alte 1001 de povești de nimeni descălcite. Eu dacă știam, nu mai răsăream. Eu de-aș fi știut, n-aș mai fi crescut. Înalt am fost, verde am fost, mi-a picat verdele jos, singur împărat nebun, peste mănăstiri de fum, am cătat în lung de mări, sufletului vindecări, am cătat înalt de brazi, sufletului rănit frați, gelaș, înduraș și foc, de-a viața să mă mai joc. Am murit și m-am întors, moartea o știu pe de rost, dar ce știu nu-mi folosește, prins în viață ca într-un clește, mi-e urât unde mă duc, tot pucioasă și năluc. Eu dacă știam, nu mai răsăream. Eu de-aș fi știut, n-aș mai fi crescut. Eu dacă știam, nu mai răsăream. Eu de-aș fi știut, n-aș mai fi crescut. Eu dacă știam,
nu mai răsăream, eu de-aș fi știut. N-aș mai vorbesc. Știți bine că atunci când se întâlnesc artele, este ceva excepțional. Sinfonia artelor este ca adineauri. Colegii mei mi-au făcut mai de mult niște semne că au niște impresii, poate, care sunt în sală aici, colegi de învățământ secundar. Și dacă vrea, vor să spună impresii din câteva minute, nu de altceva, dar se încuie ușa de alături, unde am rezervat ceva, cum făcea pe vremuri, acum vreo 2000 și ceva, Socrate, invitat de Criton, ca să se întârzie la o cană cu vin, la o bunătate a Pământului, dar înainte de asta, vă rog să aveți bunătatea să ascultăm și impresiile colegilor mei, chiar dacă Ion Tudor Iovian n-a intrat încă în canonul stabilit de mare critici, de marea critică, dar este un poet adevărat, după cum v-ați convins. Poftiți, cine vrea să înceapă? Asta vreau să vă spun, pentru că îl știți cu toții pe Ion Tudor Iovian, nu cred că e cineva aici care să nu fi citit. Și să subliniez poate ideea de fundamentală, de reținut, de serioză poetică continuă pe care o emite Gheorghe Iorga și mai ales să fiu un contrasens, dacă îmi pot permite, cu monograful Grigore Codrescu, e la a doua monografie, și să cred că și cu Gheorghe, cu cei doi Gheorghe, dacă vreți, și să nu, da, și să nu, Drăgan Gheorghe Drăgan, da, și să nu cred că el este, deci ai spus tu, lucid, nu? Anxios și retractiv. Anxios și retractiv. Da, și ați subliniat, așa zisa, retractilitate psihologică. Sigur că se pot psihanaliza textele lui și cred că o grilă critică excelentă ar fi și asta. Dar eu, dimpotrivă, nu-l văd retractiv. E un revoltat de tip arghezian, pentru că asta este el până la urmă. Cred că poetul cu care merge braț la braț este arghezi, atât arghezi pamfletarul, cât și arghezi care se află între credință și tăgadă și arghezii care eternizează în maniera respectivă lumea. Deci nu se pare un poet retractiv, subliniez, dimpotrivă, sau dacă este o retractilitate, sigur că se poate dezvolta, mai este o retractilitate estetică. Faptul că nu putem încadra, așa cum spunea și Gheorghe Iorga, nici în bacovianism, nici în bodlerianism, deci în curentele literare și mișcările estetice, demonstrează că retractilitatea lui este o mască. Dacă merge pe o idee de genul ăsta, așa aș dezvolta eu. Măștile lui sunt excepționale. S-a văzut poemul citit mai înainte și autentice. Dacă poezia lui are o particularitate, este sinceritatea, aș spune eu, autenticitatea. Este un poet mare. Este un poet mare care a avut nenorocul să se nască, nu să se nască, că să trăiască, sau s-a născut de acolo, dar să trăiască, da, într-un oraș mic, da. Este destinul poetului mic, destinul provinciei, a provincialismului, de care încercăm să ne eliberăm și este lăudabil, aș spune eu, tendința asta a Bacăului de a ieși din anonimat și de a nu mai trăi complexele pe care le trăim noi, în general, provinciale. Merită felicitări, oricum, și poetul, și criticul Grigore Codrescu, care este un altruist și care, într-adevăr, iubește literatura, iubește Bacăul, iubește cultura, iubește arta. Cred că v-ați întâlnit bine. Gheorghe Iorga ți-a prezis ceva, că vei mai reveni asupra acestei monografii, că te va lăsa, în primul rând, Ion Tudor Iulian. Felicitări din toată inima la amândoi. Cine mai vrea să-și împărtășească impresiile? Editorul.
poate editorul, poate profesorul Gheorghe Neagu, care îl știe pe poezii când era... Da, da, exact, când am vorbit de Gheorghe Neagu, el la... Poate, da, la liceul... La Buhul, da. Sau altcineva, nu avem nicio listă prefabricată. Cornel, deci Cornel. Da, stai, că trebuie să stai, că Gheorghe Neagu. Vorbesc de public. Am o anumită genul de a vorbi despre cei trei, pentru că sunt prieteni vechi. Și lui Iorga și lui Ivan le-am fost profesor. Ce vă pot spune despre elevul Ivan? Era în clasa 8-a când mi-a dat niște poezii. Am venit la gazdă și m-am început să citesc poezii. Și brusc, un vers sună așa. Am 15 toamne, iubito. Și m-am ridicat și am descoperit un poet. Și până m-am început să-i dau să citească. Să știți că a refuzat orice compromis. Am scos o revistă la Buhuș, al liceului, Floarea Albastră, și aveam nevoie și de poezii pe linie. Și Ivan al meu nu vrea deloc să mai zic, că nu confunda partidul. Țara e a noastră, uite, pune-o numai titlul, scrie ce vrei tu și punem un titlu cu partidul ca să poți să te băgezi revista, să-mi aprobi. În decursul anilor mi-a scris mai multe scrisori, la fel de negre, le-am păstrat și acum câțiva ani le-am dat să le păstreze el. Eu le-am păstrat 40 de ani să mai păstrez și el 40 de ani de acum înainte. Ce vă pot spune? Despre Ivan s-a scris, dar nu îndeajuns de mult. M-a bucurat faptul că colegul meu de promoție, Laurențiu Unici, avea o foarte bună părere despre Ivan, despre poezia lui. De asemenea, Nicolae Manolescu și domnul Ion Rotaru. Dar cu toate acestea, să știți că nu l-au înțeles totuși pe Ivan. El aparține generației 80. De exemplu, un poet care nu mai e scriitor, care nu mai e pentru noi, Gheorghe Crăciun, prin anii 70 i-am publicat o poezie la poșta redacție la Ateneu, dar mai mult era mea poezie decât a lui. N-am înțeles poezia. Îl citesc pe Ivan cum m-aș citi pe mine, dar asta nu înseamnă, că îmi dau seama că nu înțeleg mare lucru. Ca un cititor de poezie, toată viața asta m-a făcut, a fost partea forte a mea ca profesor, pot doar să vă spun, poate să vă șocheze, Ivan este un mare poet pe care m-am supărat foarte tare când s-a însurat, că nu mergea cărțile, că eu am vrut să rămână prin orice mijloc în București. Am făcut, fără a ști prostia, să vei fi student, să știți că 4 ani la rând Ivan a luat premiul întâi la Olimpiada de Română, a fost un caz special, și nu întâmplător șefa noastră la învățământ la nivel național, doamna Bărboi, i-a făcut rost de o delegație ministerială, să zic așa, pentru încadrarea lui la Biblioteca Județului nostru. Pentru că Ivan a fost filmat în cercul Negoicescu, eu nu știam că Negoicescu a avut necazul cu securitatea și mulți ani în pușcării, când i-am citit cartea lui despre Eminescu. Și am spus, Ivane, acesta este Eminescu, Negoicescu. Am cartea care i-am dat-o de să o citească și, din păcate, e tot corectată de Ivan, mă rog, să vă dau cadou. Și a fost filmat Negoicescu și, din momentul acesta, Ivan a avut mari necazuri cu securitate.
Niciodată nu a făcut vorbiri de așa ceva. Dar a fost dat afară de la bibliotecă, s-a păstrat bibliotecare cu 7 clase și el un strălucit student, un cei mai buni studenți pe care i-a avut Universitatea din București, o generație fantastică a cei care a terminat facultatea după 70. Și e un om complicat. Vreau să închei. Mama, părinții, au avut numai mamă, dar s-a murit de vreme, erau copii mici. Și noi la liceu îi spuneam cloșca cu pui de aur. Toți erau fenomenali. Ivan n-a fost numai bun la literatură sau la istorie, la filozofie. Că îi dădeam anumite texte, l-am intoxicat cu blaga că început. Dar a fost foarte bun și la matematică. Deci, noi ar trebui provincie într-adevăr ucide. Știam ce înseamnă provincie, de asta m-am spus că am supărat foarte tare că nu a făcut imposibil să rămână în București. Profesorul ăsta, domnul Cromălician, i-a propus un post la un cimitir. Cred că trebuia să se ducă și acolo, dar să nu plece de București. Cei care au rămas sunt nume importante în cultura vizibilă. Știu despre Ivan, îl apreciază, dar Ivan, de departe, cel mai important poet al generației 80. Cei care sunteți mai tineri, veți trăi și veți vedea. Mulțumesc frumos! Mă curisesc că l-am cunoscut pe Ivan de când a apărut în raza Bacăului ca profesor de literatură română. Inițial n-am știut că e poet, am aflat după aceea, târziu. Am aflat pe căi la colaterale cumva, de la Vlad Soreanu, care i-a făcut cronică în Ateneu, de la Călin, care i-a făcut cronică în Ateneu și de la ei am aflat prima dată că avem de-a face cu un poet deosebit. Mărturisesc, nu l-am citit. Foarte târziu l-am citit pe Ivan. L-am întâlnit în câteva împrejurări didactice prin activitatea noastră județeană. Dar după ultima carte, Privire de pe pod, în ultra negru, mi-a stănit interesul și am început să citesc din urmă, căutând cărțile lui Ivan. Când a apărut micromonografia lui Codrescu, mi-am dat seama că deja Codrescu este un deschizător de drum în ce privește scrisul monografic despre viața și opera lui Iovian. Acum, întâlnirea din seara aceasta mi se pare așa, ca un fel de contribuții biografice la opera și viața, la viața și opera lui Iovian. Noi contribuții, prin cuvintele celor care au vorbit înaintea mea, și alte noi contribuții, ca să mă refer la ceea ce a făcut Augustin de Nepo cu Eminescu. Acum, suntem într-o dilemă. Noi ne-am întâlnit aici ca să discutăm și să ascultăm aprecieri despre monografie. În mod inevitabil, poetul fiind de față, s-a depășit nivelul interesului pe care trebuia să-l stănească adunarea respectivă despre monografia lui Codrescu și s-a axat în principal pe opera poetică a lui Ivan. Iovian, pardon, iertați-mă. Sigur că e greu de ales. E greu de ales și mai ales
E greu de despărțit poetul de monograf sau invers, monograful de poet. Codrescu este un critic care iubește scrisul, iubește cuvântul. Și prin aceasta am constatat din paginile citite, scrise de el, că iubește pe cei despre care scrie. Este un critic de o mare generozitate, după părerea mea. Acordă dreptul de cetate al poetului în scrisul lui. Nu se pune pe sine în față. Am citit de curând o serie de cronici din, chiar din România Literară. Dom'le, ăsta e un model la ora aceasta de a face cronică literară. Scrii în așa fel încât să înțeleagă lumea că tu ești ăla care descoperi și faci și drești și nu știu ce, îți faci autoportretul, cu alte cuvinte. La Codrescu nu se întâmplă acest lucru. El nu face paradă de cunoștințele lui, de filozofie, de istorie literară, de cutare, ci se referă strict la cel despre care discută și scrie despre el cu generozitate și cu aplicare și cu dorința de a pune în evidență ce găsește și ce scoate specific, intrând în adâncul gândirii și structurii sufletești a liricului, în cazul de față, Iovian. Mie m-a deranjat un lucru în monografia lui Codrescu și o spun fără răutate. În sensul că încadrarea pe care o face între Bacovia și Baudelaire, sau invers, între Baudelaire și Bacovia, mie nu îmi spune nimic. Mie ca cititor de poezie a lui Iovian și ca cititor de monografie a lui Codrescu. Nu spune nimic această încadrare. După cum nu spune nimic, încercarea de oarecare socializare așa a biografiei, a copilăriei, a tinereții, a evoluției lui Iovian, în preajma unor evenimente dramatice pe care le-a trăit tatăl său, mediul în care a trăit, mă rog, viața de la sat, de la fabrica, bu și așa mai departe. Este puțin gheristă imaginea aceasta, determinismul acesta, care nu se mai potrivește deloc în ce privește mai ales scrisul lui Iovian. Nu se potrivește deloc. Poetul are structura sa intimă, profundă, ancestrală, dacă vreți. Nu răspunde așa ziselor canoane sociale, de mediu, de evenimente, de nu știu ce. El își are trăirea lui, inspirația lui, potențarea cuvântului îi aparține și nu vine de undeva dintr-un dicteu al socialului. Asta este părerea mea. Sigur că nu se insistă pe această latură, dar ar putea să cadă în păcatul de a-l înțelege cineva că poezia lui Iovian este determinată de o anumită pagină de biografie. Nu cred că se poate potrivi această imagine. Dar nici exclude. Nu, evident, dar nu are practic valoarea în care îi se acordă uneori poetului și poeziei ancorată într-o anume realitate. Peste care el poate să treacă fără să o observe, fără să o pun în evidență.
dar interiorizarea lui, cum spune Isache, este o chestiune care ține de structura lui intimă. După cum, nu mi se pare o, eu știu, o tragedie faptul că Iovian trăiește la Buș și nu la București. Pentru că datele esențiale ale operei sale și ale poetului și ale scrisului său n-au nimic comun cu larma din capitală. El își are trăirea lui. Indiferent că e la Vaslui sau că e la Buș sau că ar fi la București sau la Oradea. Provincialismul ăsta am scris și odată într-o pagină despre Ovidiu Genaru când s-a ridicat problema cu poetul de provincie. Nu este, este o falsă problemă cu chestiunea provincială când e vorba de un artist. Și avem destule exemple cu artiști din muzică, din artele plastice, din literatură, care confirmă ceea ce încerc eu să vă spun, nu știu dacă reușesc. Provincialismul acesta este o cale de a escamota anumită realitate, anumite legături, anumite fire pe care îl leagă pe poet de viață și de ceea ce exprimă el în opera sa poetică. Încă o dată, eu sunt absolut convins că Grigore Codrescu va relua această carte și va scrie o monografie adevărată, mult mai încărcată de date și de fapte și cu analiză mult mai adâncă și mai diversă asupra operei lui Iovan. Acum vă spun, nu știu pe cine să aplaud mai întâi în seara aceasta. Pe amândoi, evident. Vreau să vorbească cineva? Conceptul acesta, centru, margine, periferie și faptul că actorul nostru principal, mă refer actorul, creatorul din seara aceasta, a fost adiționat acestei neșanse de a fi de a fi creat la periferie. Pregătindu-mă eu să vin aici, cum fac de obicei când vin la o asemenea, așa, uitat pe internet, eu știam, mai citisem chiar acum vreun an de zile în România Literară, ce a publicat în sfârșit. Recent am achiziționat-o, cu asta vreau să spun, am achiziționat o culegere consistentă a lui Dumitru Chioaru, o antologie a 80-iștilor și, de fapt, până la momentul chiar actual, se numește Noua Poezie Nouă. Și autorul prezintă 82 de poeți din toată România și eu am dat și dau gira acestui autor de istorie, să-i spun. Nu este istorie literară, nu este critică, dar are totuși un punct de vedere, zic, avizat. El însuși fiind Dumitru Chioaru, el însuși fiind poet, și am zis, hai să-l caut aici, să vedem, să-l găsesc pe domnul Iovan. Nu l-am găsit pe domnul Iovan. Hai să vedem cine găsesc din Bacău. N-am găsit din Bacău pe nimeni. Hai să vedem de pe lângă periferia Bacăului, că suntem și noi acum un centru, vezi, Doamne. Așa. Găsesc doar de la Unești pe domnul Gheorghe Ispășescu. Pe cine găsesc din Moldova? Și aflați că din Moldova, nu, am zis de la Iași. De la Iași nu este decât domnul Lucian Vasiliu.
Bine, așa, și în total 5 din toată Moldova, incluzând pe Vișnie, la care, mă rog, este asociat nu neapărat cu Moldova, ci iau de la Paris și, mă rog, național. Deci vreau să vă spun că Moldova este absolut, absolut neglijată. Deci dacă din Iași nu s-a putut găsi, vorbind de periferie și centru, nu s-a putut găsi 3 pagini, de 3 sau 4 pagini erau alocate. Și are pretenția autorul să spună că cei care nu sunt acolo, dintre postmoderniști, pentru că asta este ținta lui, postmodernismul, și face el acolo niște clasificări, mă rog, pe normal, pe cronologice, în primul rând, așa, 80-ci, 90-ci, 2000-ci, până la momentul actual. Așa încât eu dau crez și celor care au spus aici că e o neșansă și o nedreptate care se face nu numai lui Iovian, ci poeților Moldovei. Aici funcționează provincialismul, receptare. Și aici cred că în cazul domnului Iovian nu ține neapărat de acea retractabilitate care despre care s-a vorbit, care nu este decât din mediul fizic sau social al dumnealui. Așa? Dacă ar fi fost la centru, oricum ar fi fost mult, mult mai vizibil. Și este mare, mare păcat. Și ne pare rău. Avem un inspector școlar, aici se ocupă cu management. Da, aici chiar este o chestie de management literar. Așa este. Cred că înainte de a face câteva sublinieri, că nu mai sunt colegi care vor să vorbească, să rugăm pe editor să spună câteva impresii mai puternice, care eu vă putut nu lucra la carte. Ai pornit ceva? Da, două, trei cuvinte. Te rog, poftim aici la Țivadă, lumea, că e băiat frumos și optimist. Deci asta e bijuteria domnului Codreț, care ca editor mi-a dat de furcă pentru că am fost între ciocan și încovată. Pe de o parte, poetul care în anumite privințe era și nu era mulțumit, pe de altă parte, autorul care, cum să spun, m-a pus la treabă. Mi-a dat de furcă și tehnic, să spun așa, pentru că versurile lui Iovian le cunoașteți. Și formatul acestei cărți, cum să spun, cum să-i mai structurez, să-l așez, să mai lași spații, să mai... destul de complicat. Dar până la urmă zic eu că m-am descurcat și cu ajutorul poetului care mi-a dat o mână de ajutor, mai îndreptând destul de lucruri care m-au scăpat la corectură și au scăpat și autorului. Și până... la urmă, zic eu că a ieșit o carte frumoasă. A trebuit să păstrez acest format atipic și în ideea de a continua aceste micromonografii, pentru că prima dedicată poetului Calistrat Costin avea acest format și a zis, domnule, poate nu va fi Iovian doar al doilea, ci vor mai fi și alții. Și în felul acesta îl pune și pe critic la treabă, și să mai gândește la și la un alt poet din spațiul Bacului sau Bacului și să putem să ieșim un pic în lume. După cum vedeți, am venit și în calitate de redactor șef la televiziunea literară care va face cunoscut lansarea aceasta și fiind o televiziune online va fi cunoscută în toată lumea. Și spunând aceasta, mă gândesc că, așa cum în cazul lui Ștefan Munteanu s-a găsit în Spania cineva care să-i traducă volumele după ce a aflat despre ele, tot așa mi-aș dori ca din Spania, din Italia, din alte colți de lume, să se găsească un traducător și pentru Ion Tudor Iovian. Și în felul acesta se poate fi tradus și cunoscut la nivelul lui pe care îl merită și care, cum să spun, este neglijat de cei care știți prea bine că sunt doar în jurul nucleelor sau în jurul găștilor, cum le-am numit, nu doar Bogu Iorga. Nu pot decât să-i felicit pe amândoi și să vă doresc să aveți o lectură interesantă și să-l redescoperiți atât pe Iovian cât și pe domnul Codreț. Mulțumesc!
este un profesionist în meseria lui și acum trăiește în Onești. Îl rog pe autor să spună și el ceva sub această avalanșă contradictorie de referiri la autor, la poet, la... Vino în față că să demonstrez că nu ai niciun motiv să stai în spate, din motiv. Chiar, trebuie să stai chiar în fața criticii, ca așa... În fața criticii... Dar nu m-am așteptat la un asemenea tratament copleșitor pentru mine. Am de făcut câteva precizări. A fost surprins când, prin vară, domnul Codrescu mi-a vorbit prima dată despre proiectul domniei sale de a scrie o monografie despre mine și ceea ce am scris eu până acum. Și atunci l-am amintit brusc de unele comentarii răutăcioase ale unor amici, mai să mă puțin aștept, ghilimele, la apariția unei astfel de cărți despre un scriitor încă în viață. Ba că ar fi o asemenea carte, o monografie, o prostie enormă, de vreme ce te livrezi, îți livrezi biografia în spațiu public, așa, ți-o faci cu mâna ta. Ba că ar fi un act de o vanitate scandaloasă, că chiar, sau că chiar ar fi o indecență să accepți ca autor încă în viață să se scrie în asemenea ochi despre tine. Ba că o asemenea carte ar fi un fel de cronică a unei morți anunțate, după celebrul titlul roman, da. Se mai adăuga și o altă răutate, că totul s-ar putea interpreta și ca un tratament de îmbălsămare. Muzeificare, da. Și cam așa, se spășea cu ideea că, cu răutatea, că o asemenea carte ar fi un fel de piatră tombală, de piatră de mormânt, grea și imposibil de modificat, ai mai putea o mișca de acolo, deasupra unei ființe încă vii, care n-ar mai avea, în felul acesta, niciun control asupra propriei lui vieți, asupra la ceea ce ar mai putea să facă. Asta trebuie pus la ediția a doua. Foarte interesant. Unii consideră monografia ca expresia unei dorințe bolnave, expansionist, așa, de a se instala cu arme și bagaje direct în eternitate. Asta, desigur, dacă și istoricul sau criticul literar care poate ajunge se ghilmește și la înțelegere. Așa, dacă acest critic istoric literar este o instanță indisputabilă în și-ar avea puterea de a garanta existența unei sau altă dintre scriitori după exitul, după plecarea lui în viața asta. Numai că un asemenea critic sau istoric literar care ar o asemenea autoritate nu și-ar permite un asemenea pact. Se zice că nu se știe ce se va întâmpla cu noi, așa că bine ar fi să ne controlăm viitorul de pe acum, răpidul timpului, puterea aceea justițiară, obiectivă în absolut, și necruțătoare, în a cerne și a ierarhiza valorile. Poate de aici și invazia, nu invazia, cum este, apariția în ultima vreme a tot mai multor jurnale sau memorii ale unor oameni că tineri. De ce ar face e greu de găsit o explicație profundă.
explicația așa că dorința lui să facă, să ocupe spațiul public, să fie number one, asta e altceva. În ceea ce mă privește, nu sunt dintre cei care își comandă un loc de veci într-o istorie literară, căzând la învoială cu criticul sau istoricul literar. Ar fi un descalificant și pentru mine și pentru criticul și istoricul literar care s-ar feta la așa ceva. Nu ascund că știu cazuri de azi. De asemenea, înțelege. Istoricul, criticul literar, este și trebuie să rămână o instanță liberă care își alege oaspeții după criterii doar de el știute sau chiar și atunci când sunt făcute publice cu oarecare parcimonie. De aceea am avut rezerve când domnul Codrescu ne-a vorbit despre proiectul său. M-a asigurat că în ceea ce îl privește, își păstrează de plină independență, spiritul critic, că demersul lui este, să zicem așa, complet dezinteresat și că dacă totuși are vreo motivare mai profundă, aceea este dragostea poate de această nobilă gratuitate, că este literatură, așa cum cineva aici a și spus. Îl cunoșteam pe domnul Codrescu din ceea ce a scris prin gazete, din cărțile apărute acum câte senectute. Mă descumpănea adesea în cazul domniei sale, alunecarea în gluma cu tâlc, în sarcasmul catifelat, așa se zice, care nu-și desfigura obiectul criticii, dar îi aducea insului aminte că există totuși o dreaptă măsură. Îmi dădea încredere judecata lui critică, mai degrabă prudentă, cum a spus și domnul Gheorghe Iorga, o judecată atent construită și livrată, și aici am o imagine așa, ca pe un bisturiu, de pe care sângele a fost șters cu grijă, cu niște mănuși așa catifelate, ca să nu se vadă cât de dureroasă este tăietura. De aceea am acceptat, până la urmă, câteva întâlniri cu domnul Codrescu, încredințat că va ieși o carte bună, ceea ce sper să cuvinteze și ce era. Ama, nu-ți alegi momentul nașterii, că a fost frumos dintenție fără bătești și viață fără de moarte. Nu-ți alegi nici locul, nici ADN-ul, nici multe altele. Observ că nu-ți poți alege nici dușmanii, nici cititorii, nici criticiori istorici literari. Nici funcționarii de la FIS care îți cer cu regularitate la termen plata impozitelor și a taxe. Așa că nu pot să nu accept măcar bănuiala că undeva, fără să fie văzut, un păpușar despre care s-a tot vorbit mult timp în urmă, poate să fie Dumnezeu, poate să fie ideea, poate să fie orice vreți din altă, dar e dincolo de noi. Deci un păpușar de-aș trage sporile și aranjează întâmplările vieții noastre, conștiințe și subconștiențe. În sfârșit, ca să închei, calul de dar nu se caută la dinți, nici monografia nu se caută la virgule, la rotunjirea punctului sau la abisul spațiilor albă.
nu se caută nici la fanteziile sextextuale ale celor care le scriu și care cred că, de fapt, ei sunt autori, măcar o clipă, când scriu despre așa, lectura aceea simpatie, cât cred, măcar o clipă, că ei sunt, de fapt, autorii de textelor despre care scriu alte texte. Aș încheia fără... fără apel la Eminescu. M-a marcat de foarte mult timp un fragment din poezia Melancolie, care acum pare să se potrivească. Și când gândesc la viața, îmi pare că ea cură încet repovestită de o străină gură, ca și când n-ar fi viața, ca și când n-aș fi fost. Cine e acel ce-mi spune povestea pe de rost de țin la el urechea și râd de câte ascult, ca de dureri străine, parcă a murit de mult. Acest sentiment autoscopic eminescian m-a marcat zilele acestea când m-am străduit să spun câteva vorbe despre această întâmplare. Și să l-am provocat eu sentimentul ăsta autoscopic. Să l-am provocat eu, a? Da. Se ferească Dumnezeu să scrie despre autorii în viață. Mulțumesc încă o dată și actorului Florin Zăncescu. Florin Zăncescu, care cu săptămâna m-a marcat. Mult plăcere. Mulțumesc mult. Interferența între mine și Iovian, la care se adaugă, desigur, faptul că suntem amândoi profesori de limba română. Dar vreau să închei eu, că ajunge de când ne-am întâlnit aici și mă așteaptă dincolo echipa mea, vreau să spun că am o datorie, domnul profesor inginer Bontaș, care e aici în sală și îl cunoașteți. Când eram eu important la catedră, l-am rugat să fie președintele Comitetului de Părinți la Colegiul Ferdinand. Și îmi plătesc datoria în felul ăsta, dar cartea asta nu v-am datorit. Mulțumesc! Da. Am ținut să o fac în felul ăsta pentru ca să fie în mod public, îl respect în mod deosebit, pentru că este unul dintre inginerii Bacăului care știe carte și iubește literatura și profesia domniei sale. Am să spun ceva... Acum... Poftiți? Poftiți. Mulțumesc tare, bun. Cu multă plăcere. Sunt onorat pentru... Am colaborat atunci extraordinar, pentru că dumnealui iubea liceul, eu la fel și așa că ne-am întâlnit. Vreau să mai spun acum că le mulțumesc tuturor celor care m-au lăudat, celor care s-au concentrat ca să descopere și chestiunile nu prea împlinite. Vă spun foarte sincer, nu am de gând să fac o carieră din critică literară, pentru că, știți, nu e aici Calistrat Costin, președintele Breslei noastre, ca să mă audă. Niciodată n-a programat un cenaclu sau o temă de critică literară. Niciodată. Numai poezie și proză. Și am vrut să mă răzbun, probabil, în subconștient, să facem acum, fără dumnealui, că el e o fetiță pe unde... De asta n-a venit în seara asta aici. Probabil, da. Dar ce vreau să vă spun? Le mulțumesc tuturor celor care au venit, chiar dacă rare ori se întâlnesc cu cărțile de poezie sau de literatură, pentru că asta arată că Bacăul are resurse și vă iubesc pe toți în modul cel mai sincer, pentru că, iată, chiar se umanizează lumea finanțelor prin dumneavoastră și prin noi, așa. Ce vreau să mai spun, ca să nu uit ceva,
În mod deosebit le mulțumesc domnilor distinși profesioniști meseriași din mass media care au venit aici și care consemnează imaginele și le comunică ca să audă și alții că în Bacău se petrec și lucruri frumoase, nu numai chestiuni din acelea respingătoare. Încolo, ce să mai zic, cum v-am sugerat mai înainte, am organizat dincolo un moment în care dumneavoastră să puteți continua discuția, că a fost o coincidență, s-a așezat vinul. Ce la Odobești. Vin ai acolo? S-a așezat vinul, vinul este de la Cuscra mea, care sper să ajungă la ficior meu. Totodată a ieșit și cartea de la Galben și până la urmă nu știu ce coincidență a mai apărut, încât eu, dacă vreți să mergeți, mai ales că domnii care chiar au muncit în seara asta, uitați cu aparatura asta cumplită, al lui domnul Ungureanu de la Onești, al lui domnul Curucli sau cine mai este un domn fotograf simpatic, nici n-am cum îi recompensa în niciun fel. N-am bani, pensia vine pe data de 19 la mine în casă, dar nu treceți prin curtea mea în ziua aceea, că vă confund cu... Și vă invit să mergeți dincolo sau, dacă sunteți curioși, vă oferă un exemplar din cartea aceasta, destul de modestă, în fond, vorba unui comentator TV, atât am putut. Nu? Mai mult de atât ca... Vă ofer câte un exemplu. Hai să vă ajut.